O nouă zi, un nou test. Ghiciți ce am eu aici. Bine, de fapt, se vede. Prăjiturică de la Măgura, dar cu lămâie și suc. Avem o lămâiță cu un suc. Este luată de la... Nu stau. Este luată de la Kaufland. Și am văzut că mai sunt, au intrat noi sortimente. Și bineînțeles că am pus mâna și am luat. Și cam așa arată. Ia să vedem și cum miroase. Nu miroase. Miroase un pic a lămâie. Și arată așa. Măi, să fie. Doamne, e bună. Dar nu știu dacă are gust a soc. Da, de așa sunt. Așa se vede și la soare. Parcă... Sau cel puțin eu mă așteptam la altceva. Că și dulceața care face mama de flori de soc e diferită. Parcă e și nu e. Ia să vedem și o altă părere. Hai, PC, dacă tot stai degeaba, fă un test. Ia, zi. Zi. Păi aia de soc și lămâie. Aia e? Uh-huh. Tu cumva ai mai luat-o măgura? Parcă, nu mai știu. Că aveam una lipsă. Mi s-au întreagă. Nu, întreagă. Întreagă, că am luat una și una. A, una am luat. E bună. E bună? Mm-hmm. Ți se pare că are gust a soc? Un pic. Un pic? Da. A dulceață de soc, nu? Socul. Cam așa. E bună? Îmi place. Bine, nu. Cam atât. Din punctul meu de vedere, se merită. E faină, e interesantă. E un 7. E un 7 din partea lui Sorin. E un 9, pardon. Hotărăște-te. 7, 8? 9. 9? Da, ia. A, eu zic că e ok. Luați și încercați. Poate chiar vă place, vă gândi la papile. A, ai ratat. Ai ratat deschiderea. Ai ratat deschiderea. A, așa. Luați, testați. Din punctul meu de vedere este unda. Se merită. Nu, cam atâta. Băi!